Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ion Burlui, a fost avansat joi în grad de general de brigadă cu o stea. Gradul i-a fost acordat lui Ion Burlui printr-un decret semnat de președintele Traian Băsescu. Generalul de brigadă, Ion Burlui, este șeful pompierilor militari din țară începând din 18 iunie 2013. Burlui a ocupat funcția cu titlu interimar până în luna octombrie, atunci când a câștigat concursul organizat de Ministerul de Interne. În perioada 2009-2013, Ion Burlui a ocupat funcția de inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. În vârstă de 51 de ani, Ion Burlui este militar de carieră. Acesta a absolvit școala de ofițeri a Ministerului de Interne în 1983, după care a fost angajat la unitatea de pompieri din Suceava. Generalul de brigadă, Ion Burlui, a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 1990 și a obținut titlul de doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în domeniul management riscului de incendiu la păduri.